Bine ați revenit în agromagazinul nostru, îmbrăcat de sărbătoare și gata să vă primească de fiecare dată. Mă bucur să ne regăsim cu bine și în această zi sfântă. Sărbătoarea Sfintelor Paști este cea mai mărită și solemnă dintre sărbătorile anului, așa că v-am pregătit o ediție specială. Bineînțeles că cel mai cunoscut obicei este cel al încondeierii ouălor, așa că azi vă aduc în magazin doi meșteri populari din Bucovina care numai cu asta se ocupă. Mai așez pe rafturi și câteva decorațiuni pentru masa de Paști, toate croșetate cu îndemânare și viu colorate. Vă bucur sufletul și cu cele mai frumoase aranjamente florale și vă fac și o propunere de destinație turistică pentru mini-vacanța aceasta. În încheiere vedem cum să realizăm un aranjament deosebit de sezon. Nu plecați nicăieri, ne bucurăm de sărbătoarea sfântă a Paștelui împreună! Săptămâna trecută vă spuneam că eram pe picior de plecare spre Târgul de Flori. Știam că acolo am să găsesc marfă bună pentru magazinul nostru. Și bine am făcut că ce-am venit cu coșurile pline. Evenimentul organizat la Muzeul Țăranului Român are o tradiție de peste 20 de ani și de data aceasta a reunit meșteri populari din toate colțurile țării. Așa am întâlnit două bucovinence mândre care încondeiau ouă după străvechiul obicei românesc. Modele 3D din ceară, ouă îmbrăcate în mărgele, dar încondeiate și după modelul clasic cu diferite simboluri agricole. Toate făcute cu multă dragoste. Am reușit să aflu câteva dintre secretele prin care se realizează cele mai frumoase modele și vă invit să urmărim împreună materialul la care am muncit cu drag. Ne aflăm la Târgul de Flori, aici, în capitală, la Muzeul Țăranului Român. Am întâlnit doi meșteri populari. De unde mai exact? Din satul Paltinu, comuna Vatra Moldoviței, județul Suceava. Și ce aveți voi aici? Suntem în perioada sărbătorilor pascale. Am văzut că ați venit cu foarte multe ouă încondeiate, dar au și modele mai deosebite, ceva ce n-am mai văzut până acum, încondeiate cu modele făcute din mărgele. Dar avem mai multe feluri de ouă încondeiate, de diferite mărimi, diferite modele. Deci avem ouă încondeiate cu ceară în relief, avem ouă încondeiate tradiționale, cu diferite specificații, ciobănașul, deci fiecare ou semnifică ceva. Avem ouă cu mărgele, după cum vedeți, avem ouă de gâscă, de struț, deci de toate mărimile și toate modelele. Și vă așteptăm aici cu drag. Cât de greu este să realizați un astfel de model? Pot să zic că am început să încondez ouă de la vârsta de 5 anișori. Bine, mai mult în joacă, dar cu cât au trecut anii, am învățat din ce în ce mai mult și mi-este foarte ușor. Este o pasiune pentru mine să încondez ouă și un ou mă ajunge să-l fac într-o oră, o oră jumătate, depinde de modelul pe care îl aleg. Este un timp relativ scurt. Poți să ne împărtășești puțin din etapele pregătirii? Care ar fi primul pas, să spunem? Sigur, o să vă explic cu încondeirea ouălor pe vopsele. Prima dată se scoate conținutul din ou. Aici este o găurică, se scoate cu acul și cu seringa. După care este spălat, este uscat și începem să încondem. Vom urzi prima dată modelul pe alb. Vreau să menționez că vopseaua este separator de vopsele, deci unde o să punem ceară și dacă introducem în altă vopsea, nu se amestecă vopselele. Prima dată urzim pe alb, după care îl introducem în vopseaua galbenă. Îl scriem și pe galben, urmează în roșu, în vopseaua roșie, iar la final în vopseaua neagră, după care va fi șters la o sursă de căldură și rezultă modelul pe care îl vedeți. Deci acesta ar fi modelul clasic, să spun, ceva mai ușor, dar, de exemplu, un model ca acesta pe care îl avem aici, cum se realizează? Este un model 3D. Da, este un model încondeiat cu ceară în relief. În prima parte este cam aceeași, se golește conținutul de pe, din ou natural. Noi folosim doar ou naturale, mai sunt și cele din lemn, dar mai rar. Și se încondează pur și simplu cu ceară în relief.
Apoi, la sfârșit, se dau câteva straturi de lac pentru a proteja ceara de soare, deci să se protejeze în timp. Este un meșteșug foarte frumos. Spuneți-ne dacă și pe cei mici atrage. Ați mai învățat pe cineva acest meșteșug? Sigur că da, am fost și în școli invitați ca să demonstrăm copiilor și le-am ajutat ca să încerce să încondeze și ei cu chișița. Erau foarte emoționați și le-au reușit. Ei au reușit, au făcut diverse modele, liniuțe, fluturași, floricele, au fost foarte emoționați. Spune-ne, te rog, câte ceva despre fiecare model în parte, ce reprezintă? Acesta reprezintă ciobănașul cu ramuri de florii. Aici avem soarele. Aici avem grebla cu calea rătăcită pe margină. Aici avem steaua. Coarnele berbecului din nou. Și acesta este calea rătăcită sau drumul fără întoarcere. Ce reprezintă toate aceste simboluri în tradiția populară? Reprezintă, de exemplu, acest ou reprezintă drumul omului în care pornește de mic copil, de la început, de mic copil și nu se mai întoarce din nou la copilărie și se duce către maturitate. Pe mine, grebla pe care ai arătat-o puțin mai devreme mă duce cu gândul la agricultură. Exact. Am dreptate? Așa este, la muncile câmpului. Spuneți-ne unde pot să vă găsească cei care doresc să învețe de la voi. Noi participăm la toate târgurile care se organizează de peste an, în special înaintea sărbătorilor pascale, deci acolo ne puteți găsi. Mai participăm și la evenimente organizate pentru învățarea celor mici, pentru că vrem să ducem tradiția mai departe și să învățăm și pe cei mici, în special să încondeze ouă. Zic eu, este un lucru foarte frumos și foarte important pentru copii să știe și chestia asta, pentru că ține de tradiția noastră din moș strămoș și este frumos să se păstreze. Pe cât este de încărcată cu bunătăți, pe atât de bine trebuie să și arate, așa că pe lângă bucatele tradiționale pe care fiecare gospodină și le pregătește cum știe mai bine, pe masa de Paște ar fi indicat să fie presărate și câteva ornamente specifice sărbătorilor pascale. Puișori împletiți, coșulețe cu ouă croșetate sau chiar tablouri din pietre frumos colorate ce ilustrează peisaje de primăvară sunt doar câteva dintre ideile cu care un meșter popular din Buzău vine în ajutorul celor care apreciază podoabele handmade. Și cum noi susținem pasiunile și lucrurile frumoase, i-am adus povestea și în magazinul nostru. Ghemuită în mijlocul sufrageriei, Gabriela Pavel lucrează la un tablou din perle care ar putea fi decorul perfect pentru sărbătorile pascale. O imagine ruptă din satul românesc, iar pentru a reda cât mai bine, alege materiale din natură. Asta e gheruța, să iasă codița în degradeurile alea frumoase, știți? Asta e prima mână și după aia să faci, să finisează. Totul se face cu migală și durează ore bune. 30-40 de lei. N-am avut așa... Dar nu prea am... Numai noi mai mult le expunem decât de valorifică. Cât timp tabloul rămâne la uscat, Gabriela trece la alt meșteșug. Aici e o găinușă. Găinușa și cu cocoșelul. Că ăsta are papion, că este băiat. Aici sunt puișorii care au ciocnit din ou. Un iepuraș, puișor și cam de-astea, că ce-am fi putut să facem de Paște. Ăsta e alt puișor. Cam cât lucrați la un nou? Lucrez câteva ore. Pentru că e firul mărunțel și depinde și de model. Că la ăsta, de exemplu, să bagă mărgeluțele
pe fir înainte de a începe să croșetezi. Bagi mărgelele toate pe fir și apoi începi și să croșetezi și în momentul în care vrei să-i bagi mărgeaua, tragi de ea, o aduci unde trebuie și tot așa. Și să continuă lucrul. Și la astea sunt mai migăloase, fir mai subțire. Dacă e fir mai plinuț un pic, la asta să zic că fac... Nu, stai tot cu mărgele. La asta să zic că fac o jumătate de oră. La asta lucrez repede. Dar depinde, v-am zis, de model. Și aici e nevoie de migală și multă imaginație. În mâinile dibace ale Gabrielei, ouăle simple sunt transformate în adevărate ornamente pentru masa de Paște sau chiar pentru împodobitul mașinii. Cu mărgele sau simple, firele sunt răsucite dând forme care mai de care mai plăcute ochiului. Am început de când eram foarte mică. A fost o plăcere a mea văzând-o pe mama cum lucrează. Da, copil fiind, iarna mai ales când stăteam în casă la căldură, ce puteam să fac decât să fac cu mama gheme, să cos cu ea. Și apoi a început, cum să spun, și eram și obligați la școală. Eram obligați pentru că eram vremea când se făcea lucru manual la școală. Și ne punea să coasim, să croșetăm și... Dacă am făcut acasă cu părinții mei, nu mi-a fost greu nici la școală. Atâta timp cât o vedeam pe mama tot timpul, începând de la război, țesut, vopsit, absolut tot, făceam cu ea, nu mi s-a părut ceva greu. Perioada sărbătorilor pascale este cea mai potrivită pentru a ne bucura de cei dragi, dar și de prezența soarelui pe cer și vremea ceva mai caldă de primăvară. Fie că alegem să ne plimbăm prin parc sau prin oraș, orică preferăm să ne relaxăm în grădină, cine nu-și dorește să fie înconjurat de flori frumoase și spații colorate? Eu i-am descoperit pe specialiștii care se ocupă cu materializarea acestor dorințe, iar imaginile pe care le vom vedea în câteva minute nu mai au nevoie de nicio altă prezentare. Tocmai pentru că parcurile și spațiile verzi estetice devin cu timpul trăsătura specifică a unei regiuni. O trăsătură la care ne uităm mereu cu drag, deoarece au un aspect unic și încântător. O astfel de imagine încântătoare pot oferi cei de la Oleander Garden, oricui își dorește. Munca lor a transformat concepțiile și speranțele clienților în realitate. Dorința lor să înflorească și orașul tău. Să ne bucurăm de imaginile următoare, nu mai au nevoie de nicio prezentare.
Sărbătoare fără muzică, dans și voie bună nu se poate, așa că următorul nostru drum ne duce chiar în mijlocul unui ansamblu folcloric din stațiunea Gura Portiței, cartea de vizită a comunei Jurilovca. Putem spune că aceste ansambluri sunt ca niște adevărați ambasadori în ceea ce privește agroturismul zonei lor. Veselia și straiele colorate sunt cele care te cuceresc și mai mult timp ca să îi asculți, să-i aplauzi și chiar să te prinzi în dansurile lor. Rețeta cea mai potrivită pentru o sărbătoare cum este Paștele. Și-au câștigat pe deplin locul în magazinul nostru, așa că nu ne rămâne decât să îi lăsăm să ne bucure sufletul cum știu ei mai bine. Să rămâne bine v-am găsit în Jurilovca. Bine ați venit în comunitatea noastră, grupul Juraveli, în traducere Zbor de Cocor, vă primește cu inimile slave în mijlocul nostru să vă încântăm cu tot ce este mai frumos. Înțeleg că turiștii care vin în zonă beneficiază de toate aceste melodii frumoase, de aceste costume pe care le vedem acum. Da, cu siguranță. De fiecare dată, de câte ori suntem invitați, de atâtea ori lăsăm treburile la o parte și încercăm să le arătăm tot ce poate să fie o tradiție în adevăratul sens al cuvântului prin grupul Juraveli. Este o comunitate mixtă, sunt mai multe naționalități aici. Cum vă înțelegeți între dumneavoastră? Ne înțelegem perfect, deci avem o conviețuire pașnică din punct de vedere religios și deci din punct de vedere al credinței și al interculturalității. Știu că sunt produse tradiționale pe care le oferiți, de exemplu, pentru telespectatorii care se uită, un produs tradițional lipovenesc? Vă referiți de mâncare, la, normal. Normal, deci vă referiți la gastronomia noastră care este atât de variată și produsul de bază este peștele. Pește în toate felurile făcut, nu? Sigur că da, dar în primul rând ciorbă adevărat lipovenească, ciorbă de pește, plachie de pește, chifteluțe din pește, știucă umplută și, nu în ultimul rând, malasol, care într-adevăr este o mâncare tradițională a străbunilor noștri. Ce înseamnă malasol sau din ce se face? Malasolul este un preparat din pește pe care îl punem la sărat 2 săptămâni, trebuie să stea la sare, după care 12 ore îl desărăm și niște cartofi ferți cu legume și nu... N-ați făcut poftă, gata. Gata, n-ați făcut poftă. Mușdei. Deci mușdeiul nu este tradițional, dar tradițional rămâne o compoziție făcută din oțet, puțin ulei și sare. Și adică este o foarte o mâncare dietetică. Dietetică, mulțumim. Da. Pentru cei care se uită la Agro TV, să le spunem, să-i salutăm și să le spunem să se vină aici la Jurilovca și să guste din toate aceste lucruri, din tradiții, din mâncare, din tot ce înseamnă, nu? Sigur că da. Îi așteptăm cu cea mai mare plăcere. Mulțumim, cum se spune în limba rusă? Спасибо. Большое спасибо. И вам большое спасибо, что приехали до нас. Adică? Pentru că ați venit în comunitatea noastră. Спасибо. Am zis bine? Da. Всё довольна. Mulțumim mult încă o dată. Pentru Agro TV ați văzut ceea ce înseamnă tradiție, locuri, în această emisiune superbă din zona Jurilovca. Veniți la Jurilovca. Scena a dumneavoastră, doamnelor.
pentru ultima rubrica emisiunii, pentru că meșterii și inventatorii noștri sunt în vacanță, v-am pregătit eu ceva mai special. O idee foarte simpatică de înfrumusețat casa în această perioadă sau chiar pentru masa de Paște alături de decorațiunile croșetate de mai devreme. Aveți nevoie de unul sau două borcane mai micuțe, iarbă falsă pe care o găsiți cam peste tot acum, câteva ouă micuțe și colorate de carton sau de ciocolată, după preferințe, și alte câteva forme de iepuraș sau puișor pe care la fel le puteți găsi foarte ușor în magazine. Și vă garantez că va ieși ceva tare simpatic și pe placul tuturor. Mulțumesc că ați rămas cu mine până la final. Vă urez și eu un Paște fericit și sărbători cât mai liniștit alături de cei dragi vouă. Aceasta a fost emisiunea noastră de azi, iar până duminica viitoare, când vă dau întâlnire tot la aceeași oră, eu vă doresc o săptămână plină de roade și noroc în toate.